Deputatul Sorin Lazar a fost confirmat recent ca membru cu drepturi depline în Comisia Permanentă Comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru UNESCO. Ca membru deplin în această comisie, Sorin Lazar va sprijini în continuare proiectul său de suflet, Geoparcul Ținutul Buzăului, în care și-a pus toată speranța că va deveni un model economic de succes cu reale șanse de dezvoltare. În urma demersurilor sale, în luna iunie 2017 s-a efectuat o vizită de lucru la Geopark, unde au fost invitați reprezentanții Ministerului Turismului, primarii din localitățile implicate în proiect, președintele Consiliului Județean, reprezentanții Geoparcului Ținutul Buzăului, ai Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, reprezentanții Comitetului Național Român UNESCO și reprezentanții Ministerului Mediului, alături de specialiști în speologie. Deputatul buzoian Sorin Lazar are în vedere îndeplinirea unor obiective prioritare privind geoparcurile internaționale UNESCO, tocmai pentru ca în timp atât Ținutul Buzăului, cât și celelalte obiective din țară să asigure conservarea, promovarea și valorificarea elementelor naturale deosebite din zonele UNESCO, valorile de patrimoniu cultural și istoric pentru susținerea dezvoltării sociale și economice a comunelor. Am niște direcții de acțiune care ar putea să rezume la următoarele. Odată e propunerea recunoașterii la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la Ministerul Educației Naționale și a Mediului, a geoparcurilor internaționale UNESCO drept teritorii de conservare integrată a patrimoniului geologic, natural și cultural, de educație și formare și dezvoltare durabilă, fără impunerea, în schimb, a altor reglementări suplimentare, în afara celor prevăzute de documente naționale ale UNESCO. Ar mai fi ca un obiectiv prioritar propunerea de recunoaștere de către Ministerul Turismului a geoparcului sau geoparcurilor, ca un teritoriu de excelență pentru turism, care să fie inclus în strategiile și programele de finanțare pentru dezvoltarea turismului, pentru că un geoparc adaugă o plus valoare și geologică, și culturală, și identitară, și de tradiții populare. Iar al treilea aspect ar fi propunerea, dacă om putea realiza așa ceva, la nivel guvernamental, a introducerea unor priorități în ghidurile de finanțare pentru încurajarea proiectelor destinate managementului siturilor UNESCO. Demnitarul buzoian consideră că prin susținerea geoparcului Ținutul Buzăului se vor crea astfel premisele pentru abordarea antreprenorială a construcției comunitare, un model economic de succes într-o zonă cu șanse de dezvoltare. Eu consider că un teritoriu care este geoparc UNESCO, dacă este inclus într-un proiect, de exemplu, de dezvoltare turistică, ar putea obține un punctaj favorabil sau un punctaj mai mare decât alte proiecte similare de dezvoltare turistică, pentru că, practic, ne promovăm țara și prin aceasta aducem într-o zonă în care alte posibilități de dezvoltare economică nu prea sunt, zone izolate, am putea aduce o dezvoltare turistică care ar fi, alături de dezvoltarea agriculturii, cam singura posibilitate de dezvoltare durabilă a acelor zone. Comisia Comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru UNESCO urmează ca la următoarea ședință a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură să trimită către UNESCO o scrisoare de susținere a proiectului Geoparcul Ținutul Buzăului. Sperăm că, sigur, în condițiile respectării unor termene, unor proceduri internaționale, să ajutăm cât putem desfășurarea în bune condiții acestui proiect, care ar urma, dacă ar fi finalizat, să atragă o dezvoltare durabilă a zonei pe care acest ținut o include. Proiectul Geoparcul Ținutul Buzăului a început în anul 2007, fiind inițiat de Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Universitatea București, construit pe structura unei asociații de dezvoltare intercomunitară formată din 18 comune: Berca, Scorțoasa, Pârscov, Cozien, Pănătău, Colți, Bozioru, Brăiești, Odăile, Cănești, Chiliile, Lopătari, Mânzălești, Bisoca, Valea Salcei, Sărulești, Vintilă, Vodă și Beceni, zonă complet rurală cu o suprafață de 1035,9 km² și aproximativ 48.000 de locuitori. În ședința comisiei din data de 30 octombrie 2017, demnitarul buzoian a dat citire scrisorii de susținere privind includerea geoparcului Ținutul Buzăului în rețeaua globală de geoparcuri UNESCO.